Aole, doamne, 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 dă-mi un semn. Ce mă fac eu? Ce mă, cum ies eu? Ia să-l sun. Nu e că de fapt dacă sun pe ăsta, iar întrebări, iar probleme, își dă lumea seama că... Fai de mine, nu. Angelico! Angelico! Da, domn Vino primar, încoace. Ce e? Da, domn primar, ce e? Asta ai tu să-mi zici? Da, ce-am zis, domn primar? Ce-am zis? Ce-am zis, domn primar? Pe cuvântul meu, dacă vă mai înțeleg, iar sunteți nervos. Mă, deci, bă, deci eu stau, eu mă agit, eu mă perpelesc aici. Eu mă și bâlbui, vezi? Mi-e dracu să nu pleznească ceva în mine, că mă gândesc la toate, mă. Cum să fie bine? Cum să fie și comuna noastră mai bine văzută? Cum să profite și comuna noastră de acest eveniment? Și voi ce faceți, Angelico? Stăteai de vorbă cu șoferul, probabil, nu? Că o să dau eu de pe mâini și cu machia asta de nu se vede. E, lasă-mă că se gândește prostul ăla de primar la toate alea. Lasă-mă să tremure inima în el, că poate crapă, poate le ia dracu și poate... Domn primar, sunteți bine? Nu v-am mai văzut așa de anul trecut, când ați alergat în patru labe după poștaș până la ieșirea din comună. Știți? Când a sumat în țigara aia adusă de Mario de la Amsterdam. Taci, măcar taci. Tu nu simți, mă, Angelico, mă, fată, mă, nu simți momentul. Nu te râcăie, dragă, nu te macină și pe tine, nu te freacă. Cine o să mă frece, domn primar? Problema, Angelico, problema să te frece și ce pe tine problemă? Cum mă freacă pe mine, ce problemă? Păi ce problemă? Angelico, ce dăm noi, Angelico? Ce dăm noi cadou de nuntă? Aoleu, vii să mărite fata, să fie într-un ceas bun, nu, să-i dat... Nu, taci. Nu să mărită fiimea, Angelico? Ce-ai, fată, fiimea-i măritată? Păi nu mă gândeam că ziua de azi e mai modernă, așa, mai face o nuntă bio, eco, ceva. Șeful, Angelico, șeful, București, partid, Alexandria, nuntă, șeful! Domnul Liviu! Ce trimitem noi, Angelico, dar de nuntă? Nu știu, o să mă gândesc eu la ceva așa. Nu, să nu zici simbolic. Să nu zici simbolic că mi-explodează creierii. Ce simbolic, Angelico, ce simbolic. Tu știi că Dobrescu, primarul de la Negoiești, a trimis deja 50 de capre în Brazilia? Da, nenorocitul, 50 de capre și 50 de oi. Cu vaporul pe Șestache le-a trimis deja. Că să aibă acolo, domnul Liviu, mai o păstrămioară, mai un lapte bun, o brânzică. Dobrescule, necate-i cu brânză să te neci. Ce trimitem noi, Angelico? Ce trimitem noi, dar de nuntă? Cu ce poate să iasă, mă, comuna noastră în evidență? Mă gândeam, da? La un buchet mare, așa. Nu, deci nu. Zim că am un coșmar, te rog eu. Zim că n-ai vrut să spui buchet de flori. Deci eu spun că alte comune trimit animale, că-i demență, că să fac sacrificii. Și tu vrei să trimitem flori? Flori, mă, Angelico? Flori ca să le mănânce caprele lui Dobrescu? Să tragă vântul cu miros de trandafir? Nu, mă, Angelico, mă, Angelico, o să mă bagi în pământul pe mine. Ceva mare, mă, fată, ceva palpabil. Să zică domnul Liviu, când or trece ăia cu darurile prin fața lui, bă, ia stai puțin, de unde e chestia asta? Chestia asta este de la domnul primar Marinică din Popândești din deal. Să zică domnul Liviu, știi? Să-l chemați la mine? Că astfel de oameni trebuie susținuți? De ei avem nevoie la București în conducerea partidului? Angelico, de când îți zic, Angelico? Gândește mare, Angelico, mare! Păi atunci, domn primar, așa? Dați-i vila dumneavoastră. Ce ai zis? Mare! Dacă e să fie mare, dați-i vila dumneavoastră. E cea mai mare din tot satul. Vila mea? Nu că ești nesimțită deja. Vila mea? Tu ai văzut la televizor, Angelico? Ai văzut casa lui domnul Dragnea? În jurul ei s-a ridicat teleormanul, Angelico. Hai, du-te că mă enervez. Du-te. Stai jos unde te duci. Aoleu. Domn primar, ar mai fi biserica. Ce? Doar biserica e mai mare decât vila dumneavoastră, făcută din muncă cinstită în folosul comunității. Hai că delirez, ce dracu. Angelico, te rog eu frumos, concentrează-te. Mă, tu erai o fată atât de deșteaptă, cu gimnaziu, făcut la Slobozia. Angelico, că de-aia te-am luat, de-aia te-am adus aici, de-aia te-am crescut. Ce?
Angelico! Ce? Știu! Ce? Trimitem... Ce? Oameni! Ce? Oameni, Angelico! Doamne, ce idee! Cum se trimiteau copiii la turci ca să fie bine, noi trimitem oameni cadou de nuntă! Gata! Două străzi trimitem, Angelico! Gata, îmbarcarea, te rog frumos! Oameni până în 40 de ani, așa, să fie în putere, să mai ajute prin curte, la muncile, adică la... sclav, domn primar! Ce ai, dragă, ești nebună, Doamne, cum, Doamne ferește, ce sclav, cadou trimitem, Angelico, cadou, oricum o vor duce mai bine acolo la domnul Dragnea, hai, executarea, împachetează oamenii, bine. Să facă baie, ai grijă, treci pe la tot, să se spele pădin, să nu miroasă, străzi. Da? Două străzi. Oh, no. Ce idee ai avut, mă, marinică, mă! Ce înseamnă, bă, să fii lider adevărat? Să ai sclipiri de-astea de geniu, mă, care să schimbe lumea? Parcă-l văd pe domnul Dragnea. Alo, domnule marinică, sunteți colosal, domnule. Vă mulțumesc pentru acești oameni. Aveți asigurat un loc de vicepreședinte la următorul congres, la care eu modest. Oh, vai, domnule Dragnea, vă mulțumesc. Facem și noi ce putem să desăvârșim sclavagia, socialismul.